Mulțumesc, doamnă președintă, domnilor președinți, domnilor miniștri, doamnă ministru, dragi colegi. Nu aș fi crezut acum un an, în pragul alegerilor parlamentare, că la niciun an de la alegeri, realitățile Parlamentului nou ales vor dicta o majoritate PNL, PSD, UDMR. Nu am crezut lucrul ăsta, nu mi l-am dorit și spun asta cu toată onestitatea. Din păcate însă, și aici va trebui să-l contrazic pe domnul președinte Ciolacu, cei doi ani despre care vorbea domnia sa nu au fost doi ani pierduți. Au fost doi ani în care România a fost guvernată, un prim an în care a fost guvernată de un guvern minoritar, căruia îi se trăgea frâna de mână ori de câte ori încerca să facă ceva, iar în cel de-al doilea an, anul de după alegerile de anul trecut de care vorbeam, când spun că nu credeam că vom ajunge la această majoritate, îi se trăgea frâna din propriul guvern. Partenerul nostru de guvernare, în loc să susțină măsurile liberale, trăgea frâna de mână și astfel guvernul a ajuns în situația în care în septembrie a picat. Da, aritmetica parlamentară spune foarte clar că astăzi singura soluție pragmatică, responsabilă, realistă și înțeleaptă este un guvern de largă coaliție, pentru că istoria ne-a arătat că în vremuri complicate e nevoie să vii cu un guvern puternic, să vii cu o majoritate puternică și să iei măsurile pe care românii le așteaptă. Suntem astăzi într-un moment care poate fi numit momentul zero, într-un moment în care cel mai important lucru nu este să clamăm care sunt măsurile liberale, protecția socială de care vorbea domnul Ciolacu sau cele 7% investiții în economie și menținerea taxelor, cum spunem noi, ci cel mai important lucru este să le spunem românilor adevărul. Cel mai important lucru este să venim cu soluții raționale și realiste, să le spunem ce urmează să se întâmple, să fim onești unii cu alții și să aplicăm acele politici publice care în cele din urmă să ducă la rezolvarea problemelor pe care le revendică românii și la creșterea nivelului de trai al românilor. Pentru că una peste alta, la finalul unei guvernări, în momentul în care românul apreciază guvernarea, el se uită la care a fost influența guvernării asupra nivelului de trai. Dacă trăiește un pic mai bine, dacă are drumuri un pic mai bune, dacă are servicii sociale mai bune, dacă are infrastructură edilitară mai bună, sunt niște lucruri care sunt comensurabile. Sunt niște lucruri care cad în sarcina guvernului și a majorității parlamentare. S-a vorbit foarte mult de inflație, s-a vorbit foarte mult de facturi, de creșterile prețurilor. Oameni buni, pornim la drum într-o nouă guvernare în care trebuie să le spunem românilor adevărul. Facturile n-au crescut datorită faptului că guvernul a făcut sau n-a făcut. Inflația nu este urmarea măsurilor guvernamentale. Trăim într-un context în care lucrurile nu se întâmplă doar în România și feedback-urile care vin de afară influențează în mod serios atât economia cât și viața de zi cu zi a românilor. E adevărat, un guvern responsabil cu o largă majoritate poate lua măsuri care să protejeze românii și să le facă viața mai bună. Dar haideți, la început de drum, să fim onești, să spunem care sunt problemele, să spunem care sunt soluțiile, să-i lăsăm pe oamenii pe care astăzi îi votăm să lucreze, să mergem pe mâna lor și să încercăm să ducem România înainte. N-aș vrea să închei fără să precizez că, așa cum știți fiecare dintre dumneavoastră că am mai avut experiența colaborării parlamentare, așa cum știm și noi, așa cum știu și cei care cunosc aceste probleme din exterior, viitorul acestui guvern și viitorul României pe termen scurt și mediu depinde foarte mult de onestitatea cu care intrăm în această colaborare și de maniera în care, așa cum spunea foarte bine domnul Ciolacu, trebuie să lăsăm la o parte orgoliile și interesele de grup și să susținem acele interese care este ale tuturor românilor. Dacă vom reuși să facem asta și dacă vom reuși ca viața românilor să fie în momentul când acest guvern își termină mandatul, eu sper la sfârșitul 2024, atunci cu siguranță românii vor aprecia demersul nostru, indiferent că sunt de dreapta, indiferent că sunt de stânga, indiferent ce au crezut
la alegerile din 2020 și cum văd astăzi, cum văd astăzi majoritatea nou creată. Da, dacă vom livra și dacă vom livra viața mai bună. Dacă nu, nu va fi bine. Eu vă mulțumesc, urez succes noului guvern și numele Partidului Național Liberal și a grupului parlamentar de la Senat îi asigur de întreaga susținere și de totala transparență. Vă mulțumesc, succes, domnule ministru, domnilor miniștri, domnule ministru.